Bună, după amiaza, că nu mai e dimineață. Eu am avut intenția să încep să vorbesc cu voi de dimineață, dar am făcut și un unboxing, am mai făcut una alta și de așa au trecut orele, dar vreau să începem cu un mic unboxing, să vă arăt ce mi-am cumpărat ieri de la mall. Ieri am avut așa o zi de relaxare, o zi în care am încercat să pun mâna pe telefon cât mai puțin. Am petrecut timp cu Taiga, am zis să mergem la shopping, pentru că și el avea nevoie de una alta pentru vară și eu am zis că trebuie să mai completez pe aici, pe acolo, pentru că am și slăbit puțin și sunt anumite haine care nu-mi mai vin. Nu am slăbit la cântar, dar cu sportul meu zilnic chiar simt o diferență și simt că al meu corp a început să se modeleze foarte frumos. La cântar sunt pe minus cu un kilogram. Așa vizual, chiar e un impact destul de mare. Mă simt atât de ciudat că v-am pus pe trepied, tocmai pentru că am zis că o să probăm și o să facem chestii, dar eu sunt obișnuită să vorbesc cu voi așa și să vă țin lângă mine. Ok, hai să lăsăm sportul și discuțiile astea pentru o altă dată și să începem unboxing-ul. Asta este punga mea. Am pus aici toate hainele pe care mi le-am luat, nu sunt foarte multe și am fost dezamăgită pentru că eu pornisem setată pe cumpărături. Îmi făcusem o mini listă, vreau o fustă din blugi, vreau nu știu ce, dar n-am găsit tot ce mi-aș fi dorit să găsesc. Vreau să plasez acum și o comandă online la COS pentru că au niște rochii superbe. Rochii nu mi-am luat și am nevoie de rochii de vacanță, rochii pentru următoarele plecări. Trebuie să pun așa un pic la punct totul. Și știți că în urmă cu ceva luni, la începutul anului, am cam scos tot din dulap și am renunțat la 3 sferturi din garderobă. Ăsta e și motivul pentru care, acum că am intrat în vară, am ajuns la concluzia că eu nu mai am rochii, că le-am dat pe toate. Nu mai am pe ce să pun mâna de vară. Și de aceea trebuie să mai completez pe aici, pe acolo, dar nu vreau să exagerez. O să-mi iau strictul necesar și acum de la COS. O să-mi iau 4 rochii. Am văzut un set drăguț cu pantaloni scurți și o cămașă și este un set pe care îl pot purta și separat și mă pot juca și cu piesele individuale. O să merg așa pe cât mai chill, pe cât mai minimal, dacă se poate. Știu că nu o să pot să am o viață minimalistă, cel puțin momentan nu sunt în punctul ăla, dar pe viitor cine știe. Și stați să vedeți că am găsit și o fustă din blugi, dar n-am găsit fusta din blugi pe care mi-o doream. Voiam o fustă scurtă cu buzunare, văzusem ceva online la Zara, dar magazin n-am găsit produsul ăsta și nici nu stau să comand pentru că dacă nu-mi vine mărimea, apoi trebuie să returnez produsul și e mai complicat că nu poți să returnezi în magazin, trebuie doar să-l dai tot așa retur prin curier, dacă nu mă înșel, parcă și la Zara era așa și am zis nu. Las, mă duc, probez, văd ce găsesc, că la mărimi e un pic mai dubios și de cele mai multe ori mărimile de la Zara mie nu-mi vin. Fie îmi sunt super bune pe coapse, dar îmi sunt mari în talie. Eu am talia foarte mică, mulțumesc mama, și de aceea am această problemă și nu mai îmi iau ceva să zic că lasă-mă duc la croitor, pentru că știu că niciodată nu ajung, tot timpul amân sau ajung mult prea târziu când deja produsul ăla parcă nu mai e de actualitate. Asta este o fustă pe care am luat-o de la Pull&Bear. Denimul de la Pull&Bear mie îmi place mult pentru că este ceva mai gros, nu pare cheap și produsele lor din denim chiar au o structură, stabilitate, se așează așa cum trebuie. Vi le arăt repede și apoi le și probăm. Mi-am mai luat niște pantaloni de ăștia de pescar. Am zis să încerc. Așa, de vară, cu niște șlapi în picioare, cu niște sneakers, cu un crop top, ceva pe corp, relaxat, nimic forțat, basic. Plus că pantalonii ăștia merg purtați și în călătoriile noastre. O să avem mult de stat în mașină, așa că sunt ce trebuie. După ce probăm, îmi spuneți voi ce credeți că ar trebui să returnez. Sunt niște pantaloni cu care nu știu ce să fac. Nu știu dacă să-i păstrez sau să-i duc înapoi. Astăzi mai dau o fugă până la mall, că mă văd cu fetele din Room 551, mergem la film. Și sunt așa în dubiu, nu știu ce să fac, să-i duc înapoi, să nu-i duc înapoi. Ăsta este setul, ca să vedeți setul complet. Până la urmă, bustiera
n-am mai cumpărat-o pentru că mă simțeam prea dezbrăcată, prea goală și mă și strângea foarte tare. Adică am băgat-o cu greu pe mine, neavând elasticitate și nu mă simțeam confortabil, asta clar, și de aceea n-am luat-o, dar până la urmă am zis, hai că iau pantalonii, îi probez și acasă și văd, poate reușesc să scot ceva cu ei și să mă joc cu ei în combinație cu piesele pe care eu deja le am în garderobă, dar când o să-i probez, o să vă spun exact ce nu prea îmi place la ei, că așa din filmarea asta nu vă dați seama de multe. Și ăștia sunt pantalonii scurți în cauză, sunt niște pantaloni scurți ceva mai lungi, nu sunt de aia de ți arată fundul, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să port pantaloni scurți, gen super scurți. Și ei așa sunt fain și materialul și culoarea și griul ăsta spălăcit. Denimul e ce trebuie, dar am mixed feelings. Două topuri basic, topuri gen bustiere, un top de la Stradivarius gri și un top de la Zara negru. Asta e singura piesă pe care am luat-o de la Zara. Am probat ceva mai multe, dar nu mi-au venit și apoi am zis nu mai probez, nu mai fac nimic. La Zara mărimile sunt foarte dubioase, deci eu nu înțeleg. Fie au un XS care e mult prea mic, fie au un XS care e ca un M, adică nu înțeleg care e șmecheria și care e treaba la ei, dar au câteva piese drăguțe, mai ales pe denim, din păcate mie nu mi-au venit și nici nu am găsit piesele pe care le căutam, piese pe care le văzusem online, fusta asta mi-a plăcut mult, am făcut așa un research pentru revista Room 551 și au fost două fuste pe care aș fi vrut să le probez. Dar v-am zis, nu mai stau să le comand, o să găsesc eu niște înlocuitori. O fustă scurtă din denim chiar vreau să găsesc și asta e așa, un top scurt, basic. Nu sunt prea multe de zis despre el. Și de la Bershka, nu, mai am un top. Topul ăsta de unde e? Nu, e un top tricou, de fapt, un tricou scurt și foarte mulat de la Bershka. Și tot de la Bershka mai am și rochea asta, care știu că pare dubioasă. E de fapt o copie după un brand australian. Ei au scos prima dată modelul ăsta și acum toată lumea îl copiază pentru că rochea, bine, rochea originală e foarte populară și peste tot pe social media, dar să știți că și rochea de la brandul ăsta australian nu e foarte scumpă, e 280 de lei și eu de la Bershka am luat o copie cu 140 de lei, doar că dacă e să comanzi de la acel brand, trebuie să aștepți să vină ceva mai mult, probabil că vor fi și ceva taxe vamale, nu știu exact, dacă trimit din Australia sau dacă trimit de undeva din Europa, nici n-am stat să caut, am găsit-o, am probat-o, mi s-a părut drăguțică, dar nu știu, la fel am nevoie de părerea voastră, îmi spuneți dacă ar trebui să o păstrez sau dacă ar trebui să o dau înapoi. Și acum cam asta a fost, ăsta a fost shoppingul meu, vedeți că merg super mult pe negru, pe gri, pentru că am avut o perioadă în care m-am îmbrăcat mega colorat și acum am realizat că îmi lipsesc non-culorile din garderobă, și de aceea vreau să completez. Pentru că apoi mă pot juca non-culori, cu niște culori mai vibrante, mai jucăușe și pot crea mai multe ținute. Dar am nevoie de o bază. Asta este rochea, da, știu, zici că sunt soția lui Tarzan, dar îmi place pentru că îmi pune în evidență talia. Sunt dezgolită, da, parcă în același timp nu arăt foarte multe și, nu știu, e așa un stil mai animalic, să zic. Nu înțeleg de ce, dar mi-a plăcut foarte mult. Dacă stau așa, nu se vede nimic. Când merg, picioarele mele sunt puse în evidență și în același timp, fiind foarte mulată, îți accentuează și forma. Ce spuneți? Stați să fac așa o piruietă, să mă vedeți mai bine. O păstrez. E un stil interesant, fiind neagră, e destul de ușor de purtat. Cred că pot să o iau și cu o geacă din denim. Ia să încercăm. Să vedem ce s-ar întâmpla cu ea dacă punem geaca asta. Nu, geaca asta e un pic prea lungă. Nu e bad. Dar am nevoie de o geacă puțin mai scurtă. Mă gândeam să o fac cumva mai sporty chic. Și cu o pereche de sneaker șal din picioare. N-ar fi rău. Sau știți cu cine mai seamăn? Cu Morticia Adams. Și ăștia sunt pantalonii cu care nu știu ce să fac, dacă să-i returnez sau să-i păstrez.
E așa parcă vin bine, dar mi-ar fi plăcut mai mult dacă ar fi avut talia puțin mai înaltă, dacă mi-ar fi acoperit buricul, să zic așa, având închizătura asta în V, cumva sunt făcuți să îți scoată buricul la vedere și aici în față fac cutele astea dubioase, nici nu știu să explic. Zici cumva că am picioarele în față, zici că stau așa tot timpul, nu știu, e foarte ciudat. Și mă simt așa un pic ciudat în ei. Cred că ar fi fost mai fain dacă veneau mai pe corp sau dacă erau o idee mai largi. Acum sunt cumva între și de aceea simt că parcă nu mi se potrivesc. Și ăsta este topul de la Stradivarius, care a fost 35 de lei, un top basic, mi-a plăcut materialul. Ăștia sunt pantalonii de pescar. Cred că ar fi trebuit să-mi iau mărimea 32 ca să vină așa mai din talie. Ei cam cad. Că dacă îi pun până sus, am o grămadă de spațiu. Și sunt niște pantaloni basic, confortabili, pe aceștia îi păstrez și îi păstrez așa o idee mai mare ca să fie mai confortabil. Nu trebuie neapărat să-i port cu un crop top, pot să iau și cu un tricou. Vor fi pantalonii mei de drum, așa au fost gândiți. Îmi place că am și buzunare, bine că nu o să pun niciodată ceva în buzunarele de aici, că trebuie să mă plec așa să iau ceva din buzunar, dar am și buzunare în partea de sus, ceea ce e ok. Și mă gândesc că aș putea să le pun chiar și o curea, dacă vreau să-i ridic un pic mai mult, dar să le păstrez structura asta mai largă. Asta e frumusețea lor. Și asta este fusta basic din denim neagră, tot de la Pull&Bear, ce să vezi. Mi-a plăcut cum se așează pe corp și am zis că fiind neagră pot să o port în multe combinații. Când am inspirație, am luat repede fusta asta, i-am pus și o curea cu un top scurt sau cu un tricou, cu niște sneakers și gata, am ținută. Mai am o fustă de genul de la Zara, am luat-o din Japonia, din noua colecție, dar îmi e un pic mare. Pe aia ar cam trebui să o modific, la modul că atunci când merg, se întoarce așa. Și nu e ok, e foarte enervant. Nu m-am gândit că poți să pățești asta și am impresia că la fusta aia nu pot să pun curea. De asta o scot ca să vă arăt. Asta e fusta, e foarte asemănătoare cu fusta de la Pull&Bear, dar vedeți că aici am două buzunare și buzunarele astea ar trebui să vină pe fund. Dar eu când merg, se fac așa și se vede foarte ciudat. Și stau tot timpul cu stresul ăsta atunci când o port. Ea așa e superbă și îmi place că nu țipă pe mine. Dar mă enervează că se întoarce. Dacă ar sta așa cum ar trebui să stea, ar fi o treabă. Nu am buzunare pe lateral, nu știu ce le tot caut, am doar buzunarele astea în spate. Trebuie să stau așa cu mâinile în buzunar dacă vreau să stau cu mâinile în buzunar. Îmi plac mult fustele astea lungi. Mi-aduc aminte că atunci când eram mică și mama purta fuste de genul tot din denim și lungi cu ceva tăieturi sau simple fără tăieturi, țin minte că avea una cu nasturi în față până jos și venea probabil undeva deasupra gleznei. Poate găsesc niște poze cu ea când ajung la Mălen și vă arăt. Moda chiar se întoarce. Și acum aș vrea să-mi mai găsesc o fustă scurtă din denim, tot așa ca să am piese de bază. Eu am o fustă în dulap, dar vreau ceva cu buzunare, vreau ceva mai modern, mai actualizat. Am văzut ceva la Bershka, dar nu mi-a plăcut materialul, așa că mai caut, nu mă grăbesc. Și acum ar trebui să mă pun pe căutat de ceva rochițe mai fluide, simple, scurte, că rochii lungi mai am. Vedeți că și aici în spatele meu toate rochile de ei sunt lungi. O am pe asta, care e superbă și care o să meargă de mare. Și eu mai am și pasta de la Zara, pe care o am de ceva ani, dar e tot așa lungă. Trebuie să completez cu niște rochițe mai scurte. Că lungi am dat și asta la fel. Și pasta o știți, că am tot purtat-o, am de la H&M. În principiu, atunci când găsesc niște piese care mi se potrivesc, eu le port câțiva ani buni. Adică nu simt nevoia ca în fiecare sezon să mă duc să-mi caut piese trendy sau să mă duc să-mi caut nu știu ce. Vedeți că și acum sunt așa cumva foarte conștientă de ceea ce trebuie să cumpăr și ce îmi lipsește din garderobă. În urmă cu vreo 2 ani, nu cred că făceam asta, nu eram chiar atât de echilibrată, calculată, nu stăteam să conștientizez, nu stăteam să zic stai așa că nu cumpăr piesa asta, că mai am ceva asemănător. Nu, dacă îmi plăcea ceva, îl luam sau
mă duceam doar de dragul de a cumpăra, ceea ce e eronat, pentru că atunci când cumperi doar de dragul de a cumpăra ceva sau cumperi doar pentru că ai prins o reducere, piesa aia nu prea și are locul în garderoba ta, că nu prea o suporți. Și ăsta e motivul pentru care dulapul meu cam dădea pe afară. Vedeți că piesele pe care le-am cumpărat, să zic, cu cap, au rămas purtabile și au rămas în garderoba mea pentru ani de zile. Dar trebuie să gândim înainte de a cumpăra ceva. Ok, hai să mă bag înapoi în blugi și să strâng dezastrul. Ăsta e dezastrul despre care vă spuneam că am făcut un unboxing pe story și am aici hârtii, pungi, cutii, trebuie să le organizez puțin și știți că de obicei primesc diferite pachete de PR cu ultimele produse apărute pe piață și din produsele astea eu aleg produsele care mi se potrivesc, le bag în testare și apoi sunt câteva produse pe care le pun deoparte pentru voi. Cred că o să facem oricum un mic giveaway pe viitor, așa, în semn de mulțumire că sunteți alături și că sunteți aici. Ia uitați cine s-a întors de la școală, e în echipament de sport. Ai făcut sport astăzi? Da, și am făcut și poză. Ai făcut poze pentru albumul de sfârșit de an? Da. Mai un pic și gata, vine vacanța de vară și mergem la mare. Trebuie să Da. organizăm plecarea la mare, să vedem exact unde mergem. Știm că vrem Grecia, dar nu ne-am hotărât 100% la o locație. Trebuie să încep să caut eu. Aproape Aproape ce? toate fetele, adică toate fetele au vrut să facă poză cu mine. Serios, ai făcut poză cu toată lumea? Da. Pentru album? Și în album o să ai poze cu fetele? Și ai făcut poze și cu teacher? Da. Știți ce am mai realizat eu? Că ăsta e primul daily vlog pe care îl filmăm de când m-am întors din Japonia și nici n-am apucat să vă povestesc că imediat după ce m-am întors în Japonia, am fost și într-o mini-excursie Room 551. La modul joi am aterizat, vineri am plecat în excursie. Și în ultima săptămână de Japonia m-am confruntat cu o laringită. Spre final era mai bine, dar zborul lung, aerul uscat și tot drumul m-a dat un pic peste cap și mi-a iritat și mai tare gâtul. Și în excursie nu prea am putut să vorbesc așa cum vorbesc eu de obicei, la modul că dacă vorbeam mai mult, simțeam că mă râcâie pe gât și o dădeam în tuse, dar era o tuse din aia, din gât, nu știu să vă explic, foarte dubios, dar a fost minunat să le văd pe fete interacționând între ele, să le văd în viața reală, în offline și o să mai organizăm excursii de genul și data viitoare o să fiu și eu, 100% eu. Până una alta vreau să vă las aici, așa, o mică bucățică, să vedeți cum a decurs totul, la ce cabană am stat, Bucățică. cabana e minunată. Poate o să o mai punem pe listă pentru o altă plecare. Ne-a Să plăcut mergem mult. acolo la mare. Vreți să mergem Stăm la la mare? cabană, săpăm, punem apă. Nu, deci punem niște cuburi, și facem o piscină mare. Punem apă în ea. Și ne distrăm acolo. Vrei să mergem la mare data viitoare cu Room 551? Nu. Ți-a plăcut excursia? Te-ai Da. distrat, ai făcut și origami cu fetele. Da? Și am avut petrecere anii 2000 sâmbătă Și seara. am făcut așa de multe origami de le-am agățat. Da, am făcut decorațiuni. Da. A fost fun? Dar o deca O decorațiune mare. Da, mare. A fost De fun, la fun? etaj până la parter. A fost fun, fun? Da. Super fun? Cel mare. Cam așa se prezintă mașina noastră acum. Ieri am venit din Japonia, am făcut un duș și ne-am dus pe cumpărături și acum trebuie să ne punem repede mișcare. Astăzi are loc prima excursie Room 551. O să mergem la cabană, la o cabană pe lângă Cluj și sincer, abia aștept. Stați că era să mă calce mașina, trebuie să mă dau într-o parte, să fiu cu ochii aici.
Cred că pot să mă urc? Oh, ce cald e mașină! Miruța e aici în spate, mergem să o luăm pe Andreea și azi e așa zi de organizare, ajungem la locație, luăm cabana în primire, verificăm să fie totul în regulă, Taiga vine să mai ia din fete, o să facă câteva drumuri, vor mai fi două fete care vin cu mașina și probabil că vor mai fi persoane care se vor mai cupla și cu ele, trebuie să ne organizăm bine pe partea asta, să ne strângem cu toții ca să nu pierdem toată ziua. În seara asta aș vrea să facem și grătar, dar o să mă sfătuiesc și cu fetele, o să luăm decizia împreună. Oricum am luat o grămadă de mâncare, mie mi se pare că am luat prea multă mâncare. Mădălina a zis că nu, că ajunge și că snack-urile sigur vor fi primele care se vor termina, dar e pentru prima dată când organizez o plecare pentru atât de multe persoane și cred că ăsta e motivul pentru care mi se pare că parcă avem un pic prea multe din toate, dar vedem la fața locului. Ar fi culmea să rămânem fără chestii, să ne vezi sâmbătă cum mergem și căutăm un supermarket sau sâmbătă seară pentru duminică dimineață. Eu încă nu am voce, atât. În rest sunt plină de energie, vocea m-a lăsat după toate cele trei zboruri, m-am dat iar peste cap, doar ce mi revenise și ce mă simțea mai bine. Faza e că nu am niciun alt simptom, atâta tot că am gâtul foarte iritat și probabil că de la aerul ăla foarte uscat din avion m-a dat un pic și mai tare peste cap, dar astăzi sunt mai bine. Ieri nu prea puteam să vorbesc, am luat un repaus vocal, fericirea lui Taiga, și astăzi m-am trezit cu semivoce. Mâine eu zic că sunt fresh. Să sperăm că o să fiu fresh. Eu nu pot să stau fără să nu vorbesc. Cum să stau fără să nu vorbesc? Ea trebuie să vorbească tot timpul. Ea tot timpul are ceva de zis. A zis că nu sunt eu. Am voce de Miley Cyrus. Taiga a zis că preferă vocea mea așa. O voce ceva mai misterioasă. Deci am luat carne, am luat așa o dată de pui. Sper să fie enough, nu știu. Poți să le scuzi tu, mami, să le pui pe acolo cerealele? Da, poți să te simți ca acasă. Să le scuzi și să le sortăm cumva, le punem pe aici, pe acolo. Cerealele stau aici, să vadă toată lumea. Acolo stau cerealele? Le-ai făcut tu loc? Deci, acum parcă mi se pare că n-am luat suficientă carne. Supermarket există ceva prin zonă, dacă mai e, sau în Huedin? Dacă... Huedin, ok. Oh, ok. Da. Ok, eu am luat, eu zic că ne ajunge, dar pentru orice eventualitate să știm. Și pizza avem de unde să comandăm, nu așa am înțeles. Da, ne descurcăm. Păi ai apucat să mănânci înainte să pleci? Nu? Nu ți-e foame? Nici eu n-am apucat să mănânc, dar mie cam foame. Că de-aia puteam să ne facem niște sandvișuri sau ceva. Mami, dar am făcut un castel pentru tine. Vă mulțumesc, mami, pentru castel. Happy birthday castel, nu? Dar încă mai avem o grămadă de despachetat. Știți ce putem să mâncăm? Niște zacuscă cu pâine. Mie mi-e foame. Mami, ia tu jocurile și pune-le undeva. Ne-am pus proviziile aici, par multe, dar sigur până duminică se vor termina toate. Și acum hai să vă arăt puțin cum se prezintă cabana noastră. Începem din zona de living, care este și zona mea preferată. Am tot căutat o cabană care să aibă forma de A. Sunt acele cabane foarte populare cu geam de sus până jos. Din păcate, cam toate erau sold out, până când am dat peste aceasta. Zona noastră inițială nu era în zona Clujului, ci era mai repede în zona Brașovului. Dar cât ne-am învârtit, ne-am gândit, am rămas fără cabana pe care pusesem ochii acolo și așa am ajuns la cabana asta, care este
mult mai frumoasă decât în poze. Dar hai să întorc camera și să vedeți exact despre ce vorbesc. Trebuie să vă obișnuiți cu mine cu vocea asta, că alta n-am, n-avem ce să facem. Fetele sunt aici, puse pe făcut de origami. Mira și-a adus tot setul de hârtie de origami și vrea să facă cocori pentru toată lumea. Asta este bucătăria. Nu sunt lebă de mami, sunt cocori. Arată și ca o lebădă, dar e un cocor. Cocor. Spuneam că asta este bucătăria, e foarte spațioasă, avem și masa la care o să ne strângem și unde o să stăm și o să mâncăm. Diana e aici printre flori și așteptăm să vină toată lumea. Noi am încercat așa cât de cât să aranjăm. Mie mi-e foame, cu gândul la mâncare, dar mai aștept că nu vrea nimeni să mănânce cu mine și mă simt prost să mănânc singură. Și asta este zona de living. Canapeaua e mare. Noi cred că o să fim 14 sau 15 persoane. Televizorul și partea cea mai faină e aici sus. Tu, Diana, n-ai văzut, nu? Urci cu mine puțin? E zona ta preferată, mami? Da. Ai sus? Este o zonă de relaxare. Aici putem să venim și să ne jucăm. E frumos aici, să știi. Eu pot să mă uit pe tabletă aici. Aici o să stai tu și aici o să dormi tu, nu? Ar trebui să ne țină, nu? Dacă e pus acolo, ar trebui să fie ok. Ai grijă? Sfara face, mami, zgomotul ăla. Sigur? Sigur, sigur. Te ajutăm? Nu, 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 nu. Bucătărie avem tot ce ne trebuie, cuptor cu microunde, cuptor, plită, bine, a fost acum o problemă cu plita și ne-au adus plite adiționale, asta e una și mai vine imediat încă una, avem, uitați ce aici, tigăi, condimente, noi am adus condimente și de acasă, că am zis mai bine să avem decât să alergăm după ele pe aici, toaster, fierbător de apă. Astea sunt ingredientele, condimentele pe care le-am adus eu extra. Am venit și cu tot ce ne trebuie pentru a face huevos rancheros, o rețetă mexicană, care îmi place mie mult. Sper să prindă la toată lumea. Faza e că se și face foarte repede și e și foarte gustoasă și ține și de foame. Aici avem și ceva orhidee. La parter avem două dormitoare. Plus baia de servici, asta e o de bara. Am înțeles că dacă avem nevoie de ceva extra aici găsim, uscător, hârtie igienică, orice ține de extra aici e. Bum, închidem. Stai că mi-am luat un drops pentru gât. Nu mă așteptam ca fiecare dormitor să aibă și baie individuală. Nu știu de ce, credeam că o să avem probabil două băi la comună, o baie pe etaj, dar de fapt fiecare cameră are și baie. Vedeți ce voce aveam? Chiar se simte în vocea mea că aveam gâtul foarte iritat, dar doar atât, doar gâtul îmi era iritat, în rest starea mea generală era foarte bună, nu eram foarte obosită după drum, surprinzător, pentru că dormisem și pe avion, joi apucasem să mă odihnesc destul de mult și eram fresh din punctul ăsta de vedere, doar că vocea m-a lăsat. Vocea mă lăsase la modul maxim și am avut mari emoții pentru această excursie pentru că mi-era că fetele mă vor percepe distantă, ceea ce nu era cazul. La parter avem camerele de două persoane și avem și aer condiționat incorporat și asta este baia. Cabina de duș. E o baie nouă, modernă și asta sunt eu. În față de tot mai avem încă un dormitor
Asta este dormitorul numărul 2, tot așa pentru două persoane. Baia e identică cu cea de mai devreme și nu știu ce avem aici. Opa, aici nu avem voie. Ieșim. Nu avem voie, acolo e ceva de încălzire centrală. Hai să vedem la etaj. Și aici avem sistemul ăsta. Și aici sunt 20 de grade, e pus tot pe 18. Și în dormitoare e destul de rece. Asta e o cameră pentru 4 persoane. Și canapeaua asta se face pat și ne-au lăsat tot ce ne trebuie pentru ea. Și patul ăsta. Uite și partea asta din lemn, din spate, cum e. E foarte rustic, așa îmi place. Și baia? Baia cred că e la fel. Da. La fel ca cea de jos. Asta este un dormitor de 3 persoane. Cred că aici o să stăm noi. Un pat mare, un pat mic, pentru Mira. Și baia, care e la fel. Deci n-are sens să vi le mai arăt, că sunt la fel toate, strase la indigo. Și proprietara a spus că ne-a lăsat aici, unde, uite, prosoape. Și dacă mai avem nevoie, mai găsim și jos. Nu știu dacă ne auziți, suntem aici. Ne-am strâns toată gașca, mergem să facem grătar. Toată gașca, Mira nu mai are treabă cu mine. Hai la grătar, că e foamea mare. I can feel my body, cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. Bună dimineața! Bine, e o bună dimineață așa la prânz, că noi deja am luat brunch-ul, am mai stat de povești și acum am pornit într-o mini-excursie. Mergem până la o cascadă de aici din zonă, o cascadă care, din câte am înțeles, e de neratat. Se numește Vâlul Miresei, zic bine, nu? Și sunt aici cu fetele și mai sunt încă două mașini. În fața noastră ne ținem după Nina și Sorin. Ei au dat startul. Uite și aici o cabană frumoasă. Uite aici în față. Nu facem mult până acolo, 15 minute și apoi o să mai avem de mers vreo 2 km. Vedeți că vocea mea e mult mai bine. Uite văcuța, văcuțele. Da. Vrei să oprim? Eu aș vrea să le nu ți-e frică de ele? Nu, că eu am mai mângâiat și sunt destul de ok. Și eu vreau. Avem de mers 2 km, nu ne grăbim, probabil în 20-30 de minute suntem acolo. Evelin, ia să te vedem! Bună!
15 minute mai târziu am ajuns aici și uitați, dacă facem stânga, avem un alt traseu pentru a ajunge la vârful Lespezi. Am face o oră până acolo sau putem să mergem și la Pietrele Albe, dar e un traseu destul de lung, de 2 ore și 45 de minute și din experiența mea, când ai un traseu de 2 ore și 45 de minute, când ești în grup mare și te mai oprești, cu siguranță faci traseul ăla în 4 ore. Dacă ești pe turbo, poți să-l faci în 2 ore. Acum contează un pic și vibe-ul grupului. Oricum, noi nu o să mergem atât de departe pentru că nu suntem echipați corespunzător. Am venit aici până la cascadă. O să mă țin și eu repede după fete. Vreau să o văd din colțul ăla de acolo de jos, de unde s-au dus ei, pentru că de aici nu pare foarte impunătoare. A început și să picure un pic, dar ploaia nu ne ține în casă. Vrem să ne bucurăm puțin de natură. Dar de aici se vede mult mai frumos. Și aici avem o poezie care ne spune cum a luat naștere această cascadă. Trecând pe aici odată, Dumnezeu se opri pe această piatră și aleasă, o lacrimă din ochiul lui căzu și acest crescut din ea văl de mireasă. Ce frumos! E frumoasă și chiar seamănă cu un văl de mireasă, dacă te uiți așa la ea. E superbă! Da. Ah, că e traseu, da, poți să te duci pe traseu și să o vezi și de sus. Ok, îmi retrag cuvintele, e impunătoare și e frumoasă. Dar trebuie să vii până în punctul ăsta, că așa de la distanță nu pare. Da, există bine. După ce ne-am bucurat de o gură de aer proaspăt, ne-am întors la cabană și Nina ne-a surprins cu un cadou, un cadou făcut de ea. Ne-a pregătit cât un șorț pentru fiecare în parte și la fiecare ea a lucrat de la A la Z. Uitați cât de bine vine și este făcut dintr-un denim foarte subțire, dar foarte calitativ. Mulțumim din nou pentru această surpriză frumoasă și apoi am mai stat puțin la povești ca fetele, până când ne-am dat seama că ar fi timpul să și gătim ceva. Inițial am fi vrut să comandăm pizza, dar ținând cont de faptul că am venit cu puțin cam multă mâncare de acasă, am zis să facem ceea ce gândisem să facem, și anume curry japonez. Mira a avut și un mini atelier de origami și uite că s-a lăsat seara și a venit momentul să coborâm la masă. Zic să coborâm pentru că am avut o oră în care am urcat în cameră pentru a ne pregăti. Această seară n-a fost o seară obișnuită, ci a fost o seară cu tematică. Anii 2000 și ținutele noastre au fost 100% pe temă. Un pic de Britney Spears, un pic de Asia, poate chiar și Ozon pe aici, pe colo. Chiar am fost 100% pe temă și ținutele au fost de acolo. Parcă ne-am întors în timp. Cam asta a fost așa, pe scurt,
Timpul a trecut repede, data viitoare chiar ne gândeam, poate ar trebui să facem 3 nopți ca să putem să stăm până mai târziu, să nu fim pe fugă, să avem mai mult timp de socializare, de adaptare și de cunoaștere. Și acum rămâne de văzut ce o să punem la cale. Am spus că următoarea excursie o să fie în toamnă, poate pe septembrie, poate pe octombrie. Noi încă nu știm sigur care este planul pentru această vară și nu știm dacă o să fim prin zonă în septembrie. Știți că anul trecut ne-am întors în octombrie. Încă nu avem nimic 100% pus la punct, totul e în stadiu de idee. Dar n-am început să planificăm și să punem pe hârtie, urmează să facem și asta. Și eu acum mă pun în mișcare că ies la film, cred că așa rămân îmbrăcată, o să-mi iau o geacă pe mine că la Cluj e încă frig, plouă, mă gândeam să o iau pe jos, dar e cam înnorat. Dacă nu plouă tare, m-aș duce pe jos să mă și plimb puțin și o să vedem Baobab-ul. Este o ecranizare după o carte Stephen King. Toate filmele făcute după cărți de ale lui pe mine nu m-au dezamăgit și sper că nici filmul de astăzi nu o să mă dezamăgească. Trebuie să mă pun în mișcare pentru că nu vreau să întârzi și tot nu știu ce să fac cu pantalonii de la Pull&Bear, dacă să-i păstrez sau să-i duc înapoi. Cred că i-aș duce totuși, i-am aici puși în pungă. Îmi spuneți dacă am făcut o greșeală că i-am dus sau nu. Sau știți cum fac? Mă duc. Intru în magazin, dacă au ceilalți pantaloni, atunci iau pe aia și returnez poștea. Dacă nu iau, atunci mă întorc cu ea acasă și mă mai gândesc puțin. Cred că ăsta e cel mai bun plan.